Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta într-o situație delicată și mai puțin obișnuită. Suferința provocată de pandemia de coronavirus a lăsat și lasă urme adânci în sufletele oamenilor. Comunitatea catolică din Câmpul Lung a înțeles că poate fi unită și fără să fie împreună, iar credința este singura cale de a trăi în lumină. Chiar dacă nu au putut merge pentru a fi alături de preotul Petru Păuleț la slujba de înviere oficiată în Biserica Sfântul Iacob, creștinii catolici au trăit momentele înălțătoare ale învierii prin mijlocirea televizorului sau a rețelelor de socializare. Postul nostru de televiziune, Clar TV, a făcut posibilă transmiterea în direct atât a slujbelor din Săptămâna Patimilor, cât și a celei de înviere. Această perioadă tristă pentru mulți, cu multe restricții, ne-a arătat cât de fragili suntem. Fiecare dintre noi știe foarte bine că este născut și că a venit clipa morții, plecării lui din această viață. Pentru creștini există și o altă realitate mult mai profundă care a mântuit. Toate s-au întâmplat în viața lui Iisus și se vor întâmpla și în viețile noastre pentru noi și pentru a noastră mântuire. Putem, în această noapte preasfântă, să repetăm cu Apostolul Pavel pentru a ne încuraja în trăirea credinței, a speranței. Că sunt convins că nimeni și nimic nu ne va despărți de dragostea lui Hristos, de dragostea lui Dumnezeu. Nici chiar această pandemie nu ne va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu. Pentru noi creștini, cea mai mare teamă nu trebuie să fie de o boală sau alta, ci trebuie să ne fie teamă de păcatul de moarte, pentru că El ne separă total de Dumnezeu. Lecția pe care ne-a dat această perioadă trebuie să ne aduc aminte de limitele și fragilitățile noastre. Pentru a fi alături de cei care ne urmăresc și pentru a le aduce un strop de bucurie, evlavie și speranță, în Săptămâna Patimilor, postul de televiziune Clar TV Mușcel va transmite, după un program pe care îl vom anunța, slujbele ce se vor oficia în bisericile ortodoxe.